Cine voi, mă, locul unde... Zibenic. Acesta este aparatul episcopal. Și 2 lei, v-am spus că asta este așa numită poarta leilor. Mai avem portalul, poarta principală este pe partea cealaltă. La și 20 ne întâlnim aici. Ca să aveți timp să pozați piața la și 20, trup, vedeți? Și făcut un fel de turlă de biserică în, pe partea dreaptă și partea stângă. Astea toate sunt opera lui Iurai Dalmatianic. Dar vă rog să remarcați că în biserică nu se poate să scot o vorbă, să vă uitați la terestrele și la sistemul, cum este organizată biserica cu ferestrele duble fereste și cu triforiumul acela de sus, este foarte frumos. Și este romanică, după aceea a început să mă capete accente gotice și de renaștere. Am luat-o de jos și am luat-o foarte bine. Complet. Aici de aproape nu se poate face nimic. Care este sistemul dublu de geamuri? Unde e? Poftim? Care este sistemul dublu de geamuri? Păi uite ăsta, uite, vezi? Ăla mic și pe acele... Ăla mic și pe ăla mare. Aha. Biserica Sfântul Ion.
Să știi că sunt mai pomenit acolo. Dacă l-am luat. Da, sunt extraordinare. Crepta, ustenie, Bogo e Dumnezeu. Matere, mama lui Dumnezeu. Maica Domnului. Maica Domnului, da. Bogo Matere, da. Maica Domnului. Se fac și se cheamă apă. Cu elastic. Asta este podul de unde se fac acele aruncări. Zadarului. Eu iau mai pe la umbră, că facește. Secolul 10. Creștine, cu forma octogonală, este muzeu la ora actuală. De asta este Catedrala Sfânta Stoia, Sfânta Anastasie. Romanică, singurul loc de interes este racla Sfântei Anastasia, Sfânta Stoia, așa cum îi spune bisericii. De obicei o prindeam deschisă, dar văd că acum este închis. E cam fac fiesta, așa că mergem mai departe să vedem restul orașului. Campanula vine de la campanie. Biserica Sfânta Maria. Resturi romane și cu o singură coloană care mai este în picioare. Aceea. Toate frumoase. Da. Toate frumoase și o să iau. De-aia și fac. Am și pozat cu aparatul. Logia orașului. Logia. Logia.
A fost tot în casă și închisă. Uite, logia este, a spus la părinte acolo. Da. E, acolo e logia de lanț, adică este o terasă închisă așa. Aia de piața Fiorin? Da, aia e tot logia, da? Logia de lanț, da. Să nu-i plouă pe ele, da. Exact. Și acesta este turnul orașului, tot turn cu ceas, cum ați văzut peste tot. Este ansamblu în sine, este foarte frumos. Din cauza asta se recomandă la cele două centre de interes, ruinele romane, Biserica Sfânta Stoia, Biserica Sfânta Donat și această piață, care este centrul orașului, cu cele trei obiective. Și aici se încheie turul, este exact ce v-am povestit în mașină. Este și soară 10. Am aveți o jumătate de oră până la...